care sunt parametrii care se măsoară pentru a urmări evoluția unui om? Din perspectiva mea, ca maestru, pe mine mă interesează se măsoară DH-ul, deci lumina interioară, Duhul Sfânt. Duhul ăsta Sfânt are mai multe valori, dar cel mai important mi se pare mie DH-ul potențial maxim, adică lumina în timpul Sfintei Liturghii. De ce? În timpul Sfintei Liturghii, un om ajunge la lumina interioară maximă. Aia este potențialul. Aia îți arată valoarea unui om. Există un dovar de H de moment, mă rog, depinde ce face omul respectiv. Deci mă interesează lumina interioară, asta. Mă interesează EBF-ul, adică beneficitatea lui. Pentru că e foarte important ca un om să fie bun la nivel interior. Și nu este important atât de H-ul cât EBF-ul, beneficitatea. Pentru că poți să ai un om care îi ținea pentru neric și are EBF-ul bun, dar din cauza faptului că el a făcut foarte mult bine în viața asta, întuneric vrea să transformă în sens pozitiv. Și poți să ai un om care, e inițiat pe lumină, folosește prostă ce-a făcut și atunci EBF-ul îi scade să transformă în întuneric. Deci pe mine mă interesează foarte mult EBF-ul. Și când vine un om la mine la cabinet, am avut astăzi, pe cineva și e o problemă că maestrii nu măsoară ucenicii și elevii. Și din cauza asta apar foarte multe probleme. Pentru că dacă ai măsura, de exemplu, eu nu fac inițiere pe Shambhala, indiferent de, poate să fie multi-level healing, mai știu eu ce, dacă ei nu au EBF-ul peste 81. Pentru că îi bage plăți carnice la vinde. Scurt. Și după aia, oamenii aia sunt atât de bubuiți că nu mai știu cum îi cheamă. Și de asta e foarte importantă măsurătoarea. Eu, Shambhala, fac ca cei care au EBF-ul peste 81, deci și-au plătit din karma, deci automat faptul că le face inițiere pe Shambhala nu le face rău. Nu îi distruge, nu le distruge viața. Deci, EBF-ul, DH-ul, după aia mă interesează. Orgoliu. Mă interesează. Bunul simț, mă interesează. Iubirea de Dumnezeu. Deci cât îl iubesc ei pe Dumnezeu? Mă interesează. Cât manifestă ei iubirea de la nivel de sine? Pentru că un om care n-a învățat iubirea față de oameni, față de aproape, poate să fie la celul 10. Tot trebuie să întoarcă să înțeleagă iubirea. Mă interesează cât a integrat sexualitatea. Cât și-a integrat, cum să vă spun eu, cât și-a integrat feminitatea, masculinitatea, cât a acceptat treaba asta, cât iubește viața, cât iubește oamenii, animalele, pe el însuși, familia. Deci e foarte important asta. Cât este capabil să ierte, iertarea, deci se măsoară capacitatea de iertare, chipul. În funcție de asta, îți dai seama de evoluția unui om care își ține supărarea. Deci are capacitatea de iertare foarte mică. Ăștia sunt oameni predispuși la îmbolnăvire și la cancer. După aia e foarte important